Cuviosul Pafnutie, vestit iconar, cunoscut cu numele de Pârvu Mutu, s-a născut în câmpul Ung Mușcel la data de 12 octombrie 1657. La împlinirea vârstei de 18 ani, Pârvu și-a îndreptat pașii spre pământul binecuvântat al Moldovei, trimis să învețe zugrăvia în Bucovina cu un vestit meșter rus. Din această perioadă datează și cea dintâi pictura a sa la Biserica Mănăstirii Aninoasa din județul Argeș. Apoi, alături de monahul Evgenie, primul său dascăl, a pictat Biserica Mănăstirii Negru Vodă din Câmpul Lung. De asemenea, alături de fresce, Pârvu Mutu a pictat și icoane pe lemn. Dintre ele, cea mai cunoscută, se află la Mănăstirea Sinaia, icoana Sfintei Treimi. În anul 1718, luminat de Harul lui Dumnezeu, intră în monahism la Mănăstirea Mărgineni împreună cu fiul său cel mai mic. Pârvu primește numele de Pafnutie, iar fiul său Gheorghe pe cel de Gherasim. După 13 ani de nevoință, rabdă o nouă încercare. Fiul său, monahul Gherasim, trece la cele veșnice. Înțelegând pe deplin deșertăciunea lumii și fugind de laudele oamenilor, cuviosul Pafnutie a căutat și mai multă însingurare, trebuincioasă pentru rugăciunea cea de taină a inimii și luând binecuvântarea starețului Cosma, s-a îndreptat spre schitul din inima codrilor, Robaia. Acolo a primit marea schimbă călugărească și s-a nevoit încă 4 ani în rugăciune, tăcere, răbdare și smerenie, trecând la Domnul în anul 1735. Cuviosul Pafnutie Pârvu, iconarul de la Robaia, a fost recunoscut drept cel mai mare pictor bisericesc român al epocii cantacuzine și brâncovenești, întemeietor și dascăl al unei școli de iconografie bizantină cu specific național. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul sfinților în anul 2017, an închinat iconarilor și pictorilor bisericești, rânduindu-i zi de pomenire în data de 7 august. La propunerea și prin străduința înalpreasfințitului arhiepiscop Calinic, în numele nostru al argeșenilor, care dovedim în felul acesta că știm să ne respectăm, să căutăm și să găsim cu adevărat valorile acestor locuri și să le punem în valoare, să le cinstim așa cum se cuvine, iată, în modul cel mai înalt. Un om care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu și care dă dovadă de o viețuire aparte, aduce prin ceea ce a făcut mărturie clară, cum am spus, repet, că se poate pune în practică voia lui Dumnezeu cu toată lipsa de putință a omului în general. Cu toate condițiile mai puțin prielnice, să le spunem așa, cu toate împotrivirile și cu toate răutățile, un om își poate sfinți viața și iată, poate ajunge la această stare de desăvârșire, poate deveni împărțitor de harul lui Dumnezeu către cei ce își doresc să primească această binecuvântare. Astăzi, la Mănăstirea Robaia din Mușătești, județul Argeș, zeci de credincioși au venit să ia parte la slujba arhierească oficiată de înalpreasfințitul Calinic, cinstindu-l astfel pe Sfântul Pafnutie. Cu această ocazie, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului a acordat, ca semn de recunoștință, preoților slujitori la mănăstirile și parohiile din Argeș, crucea basarabă, instituită cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la sfințirea mănăstirii Curtea de Argeș. Goreanu Florea.